liceenii care au picat examenele de bacalaureat vor avea a treia șansă să susțină testul în același an. Un proiect în acest sens a fost aprobat în lectură finală astăzi de către deputați. Candidații vor trebui să achite și o taxă pentru a susține bacul din a treia tentativă. Deputații nu au putut indica în lege care este această taxă, deoarece în fiecare an poate varia în funcție de numărul celor care vor solicita examenul de bacalaureat pentru a treia sesiune. Dacă taxa s-ar putea să fie mai mare decât ar putea un student să o atunci guvernul va analiza posibilitatea subvenționării acestei taxe, au menționat deputații. Deocamdată nu a fost stabilită perioada când va avea loc a treia sesiune. Parlamentul a solicitat guvernului ca aceasta să se desfășoare în august începutul lunii septembrie. Menționăm că anul acesta 38% dintre candidații înscriși au picat examenul de bacalaureat.